Ploieștenii au multe nemulțumiri față de administrația orașului. Dovada este numărul mare de reclamații făcute telefonic către primăria orașului. Doar de la începutul acestui an au fost înregistrate 3870 de apeluri prin care au fost semnalate probleme referitoare la mediu și spațiile verzi, iluminatul public și canalizare. Că despre linia verde de la Fisc și aceasta este folosită destul de mult de către ploieștenii nemulțumiți, chiar dacă funcționează de doar câteva zile. În viitorul apropiat, serviciul public Finanțe Locale intenționează să amplaseze în mai multe locații și patru infochioșcuri, unde ploieștenii vor avea posibilitatea nu numai de a-și plăti dările către bugetul local, dar și să primească lămuriri cu privire la modul de impozitare. Și dacă reclamațiile pe domeniul administrativ se țin lanț, nu același lucru se poate spune despre numărul gratuit înființat în spitalele ploieștene. De la sfârșitul lunii ianuarie nu a mai fost înregistrată nici măcar o reclamație.